Aflu în Vama Leușeni. Din București la metalizat, la autoservici, am luat 9 pompe de astea, adică erau mai multe de la Ciordita și în Vama. Le-am luat cu un preț la kilogram căsuzate. 12 lei bucata, 12 roni. Vin aici și ce credeți? Că nu se poate. Deci ce se întâmplă? În atunci, cei mai ieftine e 200 de euro. La Anglia obțin 500 de pounds este uzat. Nu putem face nimic de asta, pentru că noi nu știm, nu suntem experți, să vedem că pompa asta e defectat, tot la kilogram. Dacă aveți, când veniți cu bon fiscal, da, asta poate să desene fiecare, așa se vede. Deci, domnul Ion, eu le-am cumpărat la kilogram, ca metal uzat. Dumneavoastră, vreau să știu, că asta într-adevăr e o problemă. E o problemă pentru noi. De ce problemă? De atâta că un român îi vine la moldovan o piesă cu 10 lei, ajung în Vamă, românii spune că treci, nu avem treabă cu voi, cu chestii de astea. Voi spuneți ce vreți voi de la tranzacția asta, ce vreți? Deci voi vreți o cotă parte de la tot. Nu vreau eu, asta se impozitează la stat. Am spus că nu stați degeaba aici. La stat se impozitează, domnule. Așa, dar nu cred eu că statul ar fi, adică se pedepsește atunci când scoți din casă, duci, dar aduci acasă. Dumneavoastră credeți că dumneavoastră ca persoană fizică puteți să treceți cu 9 pompi uzate în Republica Moldova? Da. Nu văd probleme, scuzate. Cum nu vedeți probleme? Eu m-am înțeles acolo, pentru necesități personale? Da, pentru necesități personale. Nu, pentru acele necesități personale când aveți o pompă, pentru mașina dumneavoastră. Dumneavoastră poate faceți careva afacere. Și deci atunci care e menirea la Vame și ăștia? Și nu cumva să dă cetățeanul înainte, domnul, să împiedicați mai mult? Nu împiedicăm nimic. Sunteți așa o grupare, firmă, și să înțeleg. Vă muriți, actează prin import oficial și vă duceți mai departe. Deci chestia asta știți că se termină, ca să mă opresc în instanță și totul un judecător a zis că ce l-ai insultat pe Vameșu Ion și l-ai numit în toate cuvintele în cezurate? Domnule, dumneavoastră ați fost la altură, corect? Dacă coși și istoria asta, voi puneți piedici, adică sunteți parcă dublu agenți. Împiedicați să aduc acasă ceva. Dar nu împiedică nimeni, domnule. Cum nu împiedicați? Retur sau 20% din 300. Iau la mine, nevastă. Și care am încălcat eu? Eu vreau să încalc? Nu încălcați. În contră, eu insist legal. Aveți 9 pompe, care costă o pompă 300 de euro. Persoana fizică are dreptul în Republica Moldova până la 300 de euro pentru necesități personale, corect? Deci cât le-am cumpărat eu aici? La metal uzat. Cât le-am cumpărat? V-am arătat încă o dată. Pompele la vedere, le duce și filmați pompele și mi-a slipinerat. Da, dar numai de cât ați lipit, sigur. Deci, domnule, vă rog frumos. Voi de aici nu degeaba stați, dar agenți dubli. Să înțeleg că sunt dedicați. Domnul Tare, îmi pare rău de toată chestia asta, mă bag, dar nu. Nu așteptați dreptul de import sau vă duceți înapoi. Așa. Despre gruparea asta care nu se... Nu vă supărați pe mine, dar îmi cer scuze. Aici fotografiat și filmat sunt categoric interzis. Dar păi uite câte mașini, câte camere de la bord. Camera de la bord de altă scoți. Vă urcați mașina de altă scoți. Ok. Dar vă rog. Deci, spre Vama, chiar spre și la noi, o grupare. Vine a treia persoană. Deci a patra nu punem că Vameșul român a spus că nu prezintă nimic. Treci, du-te la Vama. Ajung aici în Vama Leușeni. Vameșul îmi spune, începe a băga că 20-30%, chiar acum, 20-30% din 300 de euro costă o pompă de asta. Adică vreau niște procente, nimic nu face, dar vreau niște procente din tot tranzacție. Ok. Bun, e uzat, este cât l-am cumpărat real. Și ce se mai întâmplă? Dacă nu, retur. Bine, mă întorc din țară, le scot înapoi din țară. Băi, eu știu o chestie, când duci de acasă, întotdeauna avem ceartă în familie, că duci de acasă, dar eu aduc acasă ceva. Aici mă împiedică, păi nu sunt dublu agenții, nu fac totul pentru a împiedica să te dezvolți sau a rămâne să și... Am crezut că sunt schimbări în Biblie, dar din secolul 21, dar totuși Vameșul rămâne un pider.